teoria ca să o știți, să știți, să înțelegeți despre ce vă spun mai departe de punct de fierbere și presiune. Acum, care este principiul fizicii de lucru? Principiul instalației de aer condiționat. Știți? Știe cineva? Un principiu. Nu, nu vreau. Bun. Fiată. Am aici un compresor. Care este ăsta, da? Am nevoie de un compresor care să-mi facă pret. Cum lucrează, în primul rând, cum lucrează instalația? V-am spus că freonul, în momentul în care se evaporă, el se evaporă la minus 30 de grade. Așa. Bun. Dar eu va trebui să mă joc cu freonul meu. Între două stări. Între gazos și lichid. Astfel încât să pot să... Astfel încât să pot să jonglez cu el. Să fac rece în mașină. Practic, vor avea cu freonul meu. Voi avea două lucruri. Unu, vreau să-l transport în gaz, astfel încât, la minus 40 de grade, astfel încât să mă răcească mie în habitat. Respectiv, va trebui din gaz să-l transport la loc în lichid. Astfel încât să pot după aia să-l transport în gaz. Asta este la curbele specifice între temperatură și presiune pentru cei doi freoni care se utilizează pe piață. R12. Uităm de R12 și R134. Ce spun? Curba verde este R134. La asta este presiune, temperatură. La presiune, indiferent de presiune, la minus 30, minus 40 de grade, sub 40 de grade, freonul meu este în stare lichidă. Da? La minus 40 de grade. În momentul în care încep să-l încălzesc, dacă vreau să-l mențin în stare lichidă, eu trebuie să-l mențin aici. La 0,5 bar. Deci dacă am 0 grade, ca să-l mențin în stare lichidă, trebuie să am o anumită presiune. În momentul când ajung foarte sus din punct de vedere temperatură, ca să-l mențin în stare lichidă, trebuie să-i cresc presiunea mea. Ce înseamnă pentru mine? Eu voi jongla, întotdeauna este ca la ciclu 1. Trebuie să jonglez, sau miză, trebuie să jonglez între două stări. Între lichid și gaz. În momentul când îl transform din lichid în gaz, el îmi răcește și voi avea un aer rece. Dar în același timp, în momentul când îl transform din gaz în lichid, el va avea o temperatură foarte mare. Haideți să aflăm cum se face. Instalația mea de freon se compune din următoarele chestii. Am un compresor care, întotdeauna compresorul de freon este de gaz, nu este de lichid. Ăsta îmi ia agentul refrigerant, mi-l ia de la o anumită presiune și mi-l aduce la o presiune mult mai mare. În momentul când este din compresor, el este în stare gazoasă. Dar are o presiune mare. Eu vreau să-l... Și temperatură. Am temperatură ridicată, presiune ridicată. Eu vreau să-l transport în lichid. Ca să-l transport în lichid, îl iau și îl bag prin condensor. Condensor care îl găsim întotdeauna în fața mașinii, în fața radiatorului mașinii. Motiv pentru care
general, temperatura la ieșirea din compresor e undeva între 60 și 80 de grade Celsius. Iar presiunea variază între 10 și 20 de bar. Presiunea la final va fi aceeași, dar temperatura va fi undeva pe la 40 de grade Celsius. 30-40 de grade Celsius. În funcție, bineînțeles, și în funcție de temperatura exterioară. După care îl aduc unde vreau eu, ca să, asta este un supap. E o supapă care se numește restrictor. În momentul de față, uitați de partea asta, față de asta. E o supapă pe partea asta. E un orificiu calibrat. Acest orificiu calibrat îmi va menține presiunea în spate, cea de aici, de 15 bar, și va pulveriza foarte fin lichidul în partea asta, altă, unde gazul se destinde la 3-6 bar. În momentul în care gazul se destinde, el îi va scădea temperatura foarte mult. Temperatura gazului va scădea la acel minus 30 de grade de care am vorbit. Bineînțeles, există pe parcursul în care se se destinde aici, ăsta este vaporizatorul din interiorul mașinii. Practic, ăsta este cel care face schimbul de căldură să-l simțim noi în mașină rece. După care, ăsta, întotdeauna, sistemul meu, mașina, nu va pune, nu-l va menține la o temperatură peste 0 grade. Mașina. Un sistem climatic se va uita la temperatura vaporizatorului și nu va da drumul la mai mult vreo om prin intermediul compresorului. Voi controla astfel încât temperatura la asupra ăstuia să nu scadă sub 0 grade. De ce? Pentru că în momentul în care ăsta fiind rece, eu vin cu un aer cald, fierbinte. În aer avem și umezeală. Ați observat cu toții că sub mașină se găsește apă, nu? În momentul când a staționat. Dacă ăsta ar fi temperatura lui sub 0 grade, pe suprafața lui s-ar forma gheață. Dacă s-ar formează gheață, nu va mai permite flux de aer proaspăt să treacă pe acolo, motiv pentru care se va face loc de gheață și nu voi mai fi eficient în răcire. Din acest motiv, întotdeauna, o mașină se va uita la temperatura acestui sistem. Și va depune în rece de la compresor? Sunt mai multe sisteme. Acolo sunt, sunt compresoare care nici nu mai au rece. Nu sunt Volkswagen. Cine lucrează cu Volkswagen nu le știe. Volkswagen a început să lucreze, de exemplu, cu ambreiaje cu compresoare în permanență cuplată. În permanență. Nu există decuplarea efectivă a compresorului de la instalație. Dar, în schimb, există niște sisteme, dacă vreți, vă arăt pe